Bucurați-vă pururea, rugați-vă de încetat. Preacuvioși și preacucenici părinți, și iubiți frați și surori, cuvântul de învățătură din această luminată zi a Paștilor, așa l-am și intitulat. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat. Și titlul predicii nu-i de la mine, ci de la Sfântul Apostol Pavel, care aceste vorbe i le-a scris ucenicilor săi din Tesalonic. Și când a început acum slujba învierii, ați auzit stihul acela minunat, care zice: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întreza. Părinții care au meditat la bucurie au împărțit bucuriile în trei categorii. Bucuriile cele mai de jos sunt bucuriile păcatului. Bucuriile mijlocii sunt bucuriile curate. Iar bucuriile cele mai de sus sunt bucuriile sfinte. Bucuriile cele de jos, bucuriile păcatului, țin foarte, foarte puțin. Țin până când se epuizează păcatul și apoi lasă amărăciune și durere. Bucuriile curate țin cât o viață de om. Sunt bucuriile celui ce a reușit să se realizeze în viață, să întemeieze un cămin, să-și ridice o casă, să-și vadă copiii crescând, sănătoși, frumoși. Aceste bucurii curate țin cât o viață de om. Bucuriile cele de sus, bucuriile sfinte, sunt bucuriile care încep pe pământ, dar nu se sfârșesc nici dincolo de mormânt. Ori o asemenea bucurie sfântă este bucuria Paștilor. De aceea zice Sfântul Pavel în Epistola către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 17: bucurați-vă de-a pururea și rugați-vă neîncetat. Cu alte cuvinte, bucuriile aceste sfinte sunt legate de rugăciune. Vedeți, frățiile voastre, oricât de multe lucruri am avea de făcut, măcar 10 minute dimineața și 10 minute seara să ne rugăm lui Dumnezeu. Iar duminica, după o săptămână de trudă, să participăm la biserică, la Sfânta Liturghie. Lucrul acesta îl învățăm acum la Paști. Și așa ne și spune Sfântul Pavel: bucurați-vă neîncetat și rugați-vă de-a pururea. Cu alte cuvinte, bucuriile, starea sufletească interioară, este legată de rugăciune, este legată de preocuparea noastră religioasă. Acum și rugăciunea, puțină, cât o facem, dimineața și seara, ar trebui să aibă o anumită calitate. Rugăciunile cele de mai proastă calitate sunt rugăciunile cu păcat. În timp ce se roagă, omul se gândește la multe lucruri urâte. Dar nu putem scăpa nici de rugăciunile acestea. Însă, persistând, vin o a doua categorie de rugăciuni. Rugăciunea timpului pierdut. În timp ce ne rugăm, ne gândim la toate problemele pe care trebuie să le rezolvăm peste zi.
sau seara, ne gândim la toate necazurile pe care le-am întâmpinat peste zi. Dar dacă persistăm, o a treia calitate a rugăciunilor noastre sunt rugăciunile făcute cu mintea. De data aceasta nu ne mai gândim nici la rele, nici la bune, ci mintea noastră e atentă la rugăciune. Însă nu ne îndulcim din ea. De-abia a patra treaptă a rugăciunii, rugăciunea făcută cu mintea în inimă, este cea eficientă. Nu ne gândim nici la bune, nici la rele. Ne coborâm cu mintea în inimă și de acolo îl chemăm pe Dumnezeu și Dumnezeu ne aude. Acum rugăciunile noastre, de calitatea pe care le putem face, de obicei le putem împărți în trei: rugăciuni de preamărire adusă lui Dumnezeu, rugăciuni de mulțumită pentru tot ce ne-a dat și rugăciuni de cerere pentru toate necazurile pe care le avem. Bucuria noastră e legată de rugăciune. Bucuriile noastre sunt legate de viața noastră spirituală. Și să ne ajute Dumnezeu ca oricât de mic ar fi, dar să o avem viața aceasta spirituală, ca să avem apoi și bucurii. Acum am zis că bucurii sfinte sunt acestea de la Paști, care nu ne mai părăsesc niciodată. Le luăm cu noi și dincolo de mormânt. Paștile Domnului, Paștile, ne izbăvesc de întristare, ne deschid nouă porțile raiului. Și mulți dintre frățiile voastre vă aduceți aminte cu nostalgie din Paștele pe care le-ați făcut într-un sat sau în altul, cu bunicii, cu părinții, cu cei dragi. Sigur că centrul de greutate acum s-a mutat la oraș și aceste preocupări frumoase și sfinte trebuie să le avem cu noi, aici în Cluj, aici în inima orașului. Referitor la bucuriile acestei sfinte, s-au rostit mulți, dar eu mereu la Paște mi-aduc aminte de poezia minunată pe care a scris-o George Coșbuc, la Paște. Și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale, își zic, Hristos a înviat! Și râde atâta sărbătoare pe chipul lor cel alb de soare. Aceste bucurii sfinte, care ne încălzesc inima, care ne întăresc și ne ajută să trecem peste toate greutățile, vi le dorim dumneavoastră, iubiți frați și surori, acum la Paști și să nu vă mai părăsească niciodată. Pentru că în lumea în care trăim noi, vedeți, sunt atâtea necazuri. Cine și-ar fi putut închipui că în vremurile noastre se poate declanța un război, așa cum este războiul din Ucraina? Nimeni nu și-a putut închipui lucrul acesta. Pentru că Sfântul Ioan Damaschinul, când a alcătuit slujba învierii, în ultima cântare, a subliniat un lucru pe care creștinul adevărat îl simte. Și a zis el așa, așa cum vom cânta și noi în slujba învierii: ziua învierii, unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruind. Vă dorim, iubiți frați și surori,
să vă simțiți minunat ca și în cer la această slujbă de înviere, care se va termina în jur de ora 1. Apoi vom înconjura catedrala și vom pleca cu pace la casele noastre. Iar cei ce n-au apucat peste zi să-și ia Paști, le vor putea lua atunci. Vă dorim sărbători fericite, frumoase, binecuvântate de Dumnezeu, pentru dumneavoastră și pentru toți cei dragi. Hristos a înviat!